Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În ultimii 5 ani s-au întâmplat foarte multe, ne place să credem și vedem în jurul nostru că s-au întâmplat foarte multe lucruri. În primul rând, în ultimii 5 ani de când am deschis, aș putea spune că a fost un succes continuu. Am dezvoltat în continuu parcul, practic l-am dublat ca și suprafață, iar ca și intensitatea atracțiilor, cred că am făcut chiar mai mult decât atât. Am pornit cu 56 de dinozauri, toți în mărime naturală, atestat științific. Acum din Dinopar Râșnova are mai mult de 100. Avem deja aproape 10 animatronici, avem foarte multe atracții, avem cinematograf 9D, avem cinematograf 360 de grade, avem un vulcan interactiv foarte, foarte atractiv, avem crater, avem multă interacțiune, ecrane, o arcă a dinozaurilor. Efectiv, în ultimii 5 ani am reușit să dezvoltăm foarte mult dinoparcul datorită faptului că feedback-urile pe care le-am primit au fost pozitive. Am încercat să le colectăm și să ne dezvoltăm în direcția pe care și-o doresc vizitatorii noștri. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și afluxul mare de vizitatori, chiar și în aceste vremuri grele, ne dovedesc că am avut dreptate și ne-am dezvoltat într-o direcție corectă. În primul rând, nu avem deschise decât zona de exterior, toate atracțiile, toate expozițiile pe care le aveam pe indoor sunt închise deocamdată, inclusiv cinematografele și alte expoziții. Avem un terariu cu animale vii foarte, foarte frumos, dar din păcate în această perioadă este închis. Deci acum, sigur că am încercat și noi să ne îndreptăm tot așa spre o direcție care să fie în ton cu vremurile. Vindem bilete online și avem o intrare specială pentru biletele online care nu mai presupun niciun fel de stat la coadă. Am separat complet fluxurile de intrare și de ieșire. Am pus o cameră termică, măsoară automat temperatura tuturor vizitatorilor. Am pus foarte mult dezinfectant prin parc, am separat casieriile, suvenirurile, le-am lărgit, le-am pus într-o formă în care se poate fi mai ușor accesibile. Cine nu dorește să treacă prin clădirea principală poate să facă atât accesul cât și ieșirea doar prin exterior. Ne-am adaptat acestor vremuri, la fiecare 15 minute dezinfectăm spațiile comune, tot ce înseamnă balustradă, pe la locurile de joacă. Deci ne-am adaptat acestor vremuri pentru siguranța atât a vizitatorilor cât și a staffului. În această perioadă, tocmai pentru a sărbători cei 5 ani de Dinopark, am făcut 5 weekenduri interactive cu în care găzduim vizitatori și peste noapte. Desigur, în corturi separate pe fiecare familie, inclusiv pentru această ca o măsură de precauție sanitară. Deci, practic, facem niște tururi de noapte, pentru că Dinoparcul este complet luminat noaptea și atracțiile noastre sunt chiar mai atractive, chiar dacă putem spune așa, văzute noaptea. Deci avem 5 weekenduri complete de sleepover, i-am spus noi la această acțiune, că aici la Dinopark și noapte fiind, cu toate efectele speciale și sunete și imagini ce se întâmplă pe aici, ele noaptea sunt chiar amplificate. Deci este o experiență nouă, amplificată, deosebită. Acest parteneriat cu Europa FM, care ne este nouă, foarte drag, și în această perioadă în care și Europa FM este prezentă la noi în parc, încercăm să facem mai multe lucruri, să dăm premii împreună, deci practic invităm pe toată lumea care dorește să petreacă în mijlocul naturii, în condiții de siguranță, dorește să petreacă zilele, desigur, împreună cu copiii, împreună cu prietenii, dar în primul rând în condiții de siguranță și în mijlocul naturii. Vă așteptăm pe toți la 5 ani de Dinopark împreună cu Europa FM. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.